Acum începe partea cea mai distractivă și momentul mult așteptat, pentru că în sfârșit avem totul aproape gata, e totul vopsit, lăcuit și o să începem să montăm toate panourile. Am luat inclusiv o canapea pe care o să vă arăt în curând, o să vină pe 26 fiind, când pică 26? Marți sau luni, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Oricum ar fi, în partea de sus, după cum vedeți, deja am închis cu panourile de lemn, peste care am făcut o treabă care, din punctul meu de vedere, destul de smart și inteligent, dar în același timp e cu mixed feelings. E posibil unora să le placă, altora să nu le placă, mie sincer îmi place, mi se pare o treabă mișto și îmi dă aspectul acela de natural și mai rezolvă o problemă, pentru că în partea de sus am închis deasupra cu policarbonat, care am înțeles, a scris unii dintre voi, că poate nu e cea mai bună variantă, e posibil să încălzească în timp. Rămâne de văzut asta. Ca să nu se mai vadă policarbonatul acela, am băgat acest stuf, care mie îmi place foarte mult cum arată, dă aspectul ăla de natural de Grecia, să spunem așa, un lucru pe care chiar mi-l doream de la pergolă și ne-am tot uitat, pentru că și în Grecia, inclusiv acum ultima oară când am fost în Zakynthos, și dacă n-ați văzut vlogul, puteți să dați click aici să-l vedeți. Am văzut că în partea de sus aveau bambus la una dintre terase și mi-a plăcut foarte mult și consider că din punctul meu de vedere arată foarte bine. Mamă, dar ce bine e la umbră, deci asta e cea mai tare senzație, momentul în care, pentru că am stat în pergola asta atâta timp, un an și ceva aproape, și nu e cea mai bună experiență, momentul în care stai, vrei să te relaxezi și n-ai unde să te ascunzi de soare, pentru că se încălzește din ce în ce mai tare, în momentul de față cred că sunt undeva la 33 de grade Celsius, nu e foarte rău, dar nu e nici foarte plăcut în momentul în care stai la soare și te bate soarele în cap toată ziua, tocmai pentru că suntem lângă piscină și avem nevoie de o zonă de relaxare, unde să mai ieși tu masa, să mai bei și tu o cafeluță dimineața și așa mai departe. Am închis pergola și o să închidem și lateralele, o parte din laterale, dar puteți să vedeți că aici avem un stâlp, pentru că aici va veni un panou care va închide grătarul și de aici, de lângă grătar, va începe practic o mini bucătărie. O să vedem cum o facem, în momentul de față nu m-am hotărât. În schimb, ce am făcut deja, am cumpărat canapeaua care va veni aici în pergola. Am cumpărat o canapea foarte mișto de la Ikea, care mie îmi place. Am văzut-o tot la fratele Popa și bineînțeles că este cea mai confortabilă canapea din punctul meu de vedere și cred că cea mai confortabilă canapea de exterior, dar nu doar de exterior, că poate fi folosită și la interior, pe care am stat vreodată în viața mea. Cu toate că în general mobila de la Ikea nu aș putea să zic că e top quality, din punct de vedere al confortului n-am întâlnit o canapea mai confortabilă decât asta și am fost la toate magazinele. Aici în partea asta o să vină un alt panou cu lamele pe care o să-l montăm în momentul de față, după care aici o să vină un leagăn. Am luat deja prinderile pentru leagăn și o să poziționăm leagănul să vedem dacă ține. Dar zic eu că o să o rezolvăm. Cum vi se pare stuful ăsta? Vă place? Nu vă place? Scrieți chiar acum în comentarii, sunt tare curios de părerea voastră. Și după cum puteți bine observa, primul panou a fost deja montat. Cam așa arată. Asta o să fie poziția finală. Cred că o să arate foarte bine când o să fie totul completat. Îmi plăcea și cu ea deschisă, să vă spun sincer, dar nu era practică deloc. Până la urmă, de-aia să faci o pergolă. Stai un pic că e groasă. Să te relaxezi, poate de ce nu să mai și lucrezi un pic. Partea cea mai interesantă e momentul în care apune soarele și se transformă umbra, pentru că la mele astea fac o lumină foarte interesantă și mișto, grătar, tot ce trebuie, te mai bagi aici, mai tragi un pui de somn pe canapea și așa mai departe. O mică dilemă, dacă aș putea să spun așa, hopa, stai așa că m-am împiedicat un căprior, asta nu e neapărat un lucru bun, o să vedem ce facem, o renunțăm complet la leagăn, ceea ce nu prea aș vrea, pentru că am dat 500 de lei pe el totuși, sau îl punem și o să-l montăm doar în momentul în care considerăm. Până la urmă nu e absolut nicio problemă. O să punem și o ghirlandă luminoasă în partea de sus, poate și un proiector, se cu semnul întrebării proiectorul, dar ghirlanda luminoasă cu siguranță o punem, o zonă unde să poți să-ți faci, să-ți pui și tu un încărcător de laptop și așa mai departe. Chiar aveam nevoie de o zonă, de o astfel de zonă în grădină, mai ales după ora 2-3, în spatele terasei e soare permanent și atunci nu ai unde să te ascunzi de soare efectiv, decât în fața casei, ceea ce oricum nu se întâmplă, nu stau niciodată în fața casei. Și magazia e gata, acum momentul de față au dat-o cu grunt, după care o să o dea și cu vopsea, o să o fac albă până la urmă. Că dacă aș face totuși un pic mai închisă, n-ar fi chiar cea mai bună variantă aici, dacă aș face culoarea pergolei. De asta am hotărât până la urmă să fac albă și poate o să pun și un colac din ăla albastru așa de Grecia, vedem, mai rămâne de văzut. Nu vreau să încarc foarte multe chestii inutile până la urmă. Faci tu o măsurătoare, tati? Cât are Pepa? 3 cm jumate? Da. Sau 4? 4. Da.
Tararam, pam, pam. Gata, am montat toți pereții, 1, 2, 3, 4, toți 10 pereți cât sunt. Și din punctul meu de vedere arată foarte bine. Se mai putea lucra dacă ar fi să vorbim așa, să fim un pic critici, cârcotași. Se mai putea lucra un pic la partea de finețe. Din punctul meu de vedere arată super bine și îmi place exact cum am dorit să iasă. E o zonă care în același timp este ventilată, pentru că asta este cea mai mare problemă, în primul rând, faptul că dacă aș fi închis-o complet, nu ar mai fi fost ventilată. Și în câmp aici, la Domnești cel puțin, este o căldură covârșitoare, fără doar și poate, cred că la ora actuală sunt undeva la 35-38 de grade și e jale, pur și simplu nu se poate sta afară, dar la umbră este ok, la umbră este o temperatură adecvată, n-am absolut nicio problemă să stau aici în zona de relaxare. Și o să facem o reamenajare completă aici, pentru că deja m-am gândit să schimb masa, să folosesc altă masă. Grătarul îmi place, grătarul arată foarte bine. Am pus în momentul de față un măslin și un lămâi pe care îi avem și care vor rămâne aici probabil și pe perioada iernii. Și deja ușor, ușor începe să capete aspect și așa cum vreau eu. Nu știu ce o să facem cu leagănul ăsta, îmi stă pe creier, dar nu știu neapărat dacă o să găsim o variantă mai bună să-l punem, ori renunțăm la el, ori îl punem și îl folosim în mare parte doar ca obiect de decor, pentru că se cam clatină și nu este foarte stabilă, să spunem așa, structura. Asta datorită tălpilor pe care le avem, nu sunt de, dacă ar fi să zic o chestie, nu sunt neapărat de astfel de construcții, ceva mai micuțe, ceva mai modeste, cam asta e singura chestie. Parcă e altă treabă în momentul în care stai în pergolă și bate un pic vântul și uitați-vă cât de bine se vede partea din spate. Nu știu, mie unul mi se pare că arată foarte bine stuful ăsta și completează perfect ansamblu și modul în care am vrut eu să fac pergola asta, pentru că e o pergolă modernă, dar în același timp e o pergolă mai tradițională, să spunem așa, cu elemente naturale. Ăsta a fost și lucrul pe care l-am dorit și este o pergolă care n-a costat în niciun caz 10.000 de euro pentru a fi închisă și în cazul în care vei să deschizi, n-are rost, pentru că am zonă cu soare la piscină toată ziua, absolut toată ziua. Unul dintre principalele motive pentru care aș putea să zic că e avantajos să ai un teren pe care îl poți configura așa cum vrei tu, pentru că până la urmă și piscina o poți poziționa în funcție de cum vrei. Grătarul frumos aici. Deci grătarul se îmbină absolut perfect. Dacă stau un pic să mă uit atent la detalii, sincer, cred că și nuanțele de vopsea sunt foarte similare. Da, e direct de aici grătarul și fiind pe gaz și mai ales având acest capac, nu cred că am o problemă cu policarbonatul să se exfolieze sau să se ridice sau să whatever, ce chestii s-ar mai putea întâmpla cu el. Hai să ne uităm un pic și la exterior, pentru că acolo, până la urmă, e partea cea mai interesantă. Și să vedem pergola la exterior. Așa arată la exterior. După cum vedeți, în partea stângă avem un panou care este închis, în patru panouri laterale în partea dreaptă. În partea sus este închis complet, deci nu avem nicio problemă să stăm la umbră sau în momentul în care plouă. O să facem și un sistem ambiental destul de frumos și hai să vedem un pic și în lateral aici. Dar în momentul în care trec în spate aici, pot să văd că arată altfel toată situația, inclusiv curtea. Arată, din punctul meu de vedere, un pic mai strâns tot teritoriul, adică se pare că ar fi mai puțin teren. Dar lucrul cel mai important până la urmă este că în momentul în care stai în pergolă, poți să stai frumos liniștit pe o canapea și o să avem o canapea foarte confortabilă și vă încurajez să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja până acum, pentru că în episodul următor o să vă arăt asta. Inclusiv cum o să reamenajăm tot spațiul din pergolă de aici și o să facem o zonă de relaxare ce include grătar, loc de luat masa, loc de gătit, poate de ce nu un mini cinema care poate fi văzut și din piscină și așa mai departe, toate detaliile astea, așa că o să vedeți asta în episodul următor. Este un măslin destul de micuț, nu este extraordinar de mare, dar e păcat de el să stea să bată vântul, pentru că l-a dărâmat deja vântul de 2-3 ori. Și aici avem lămâiul, care la fel și el este foarte frumos. Le-am poziționat aici destul de bine și mie, sincer, îmi place foarte mult cum arată. Mi se pare că e cu stuful ăsta așa pe sus, mi se pare ideal. Nu știu cum mi-a venit o astfel de idee, nu pot să-mi dau seama cum am fost atât de genial, ce s-a întâmplat, dar faptul că am făcut asta pentru mine și am avut răbdare și a și dura ceva timp, a făcut ca această pergolă să iasă, după cum vedeți, poate vă place, poate nu vă place, scrieți în comentarii, eu nu sunt foarte încântat de ce am făcut, dar în momentul de față nu pot decât să nu mă bucur de asta. S-a întărit destul de bine totuși, de asta spun că uite, în momentul în care eu o să mă dau cu leagănul și la 100 de kilograme,
ea o să aibă un pic de bounce. Și nu știu dacă aș vrea totuși să forțez lemnul ăsta să se întâmple ceva. Știți ce zic? Despre asta e vorba. Ce o să mai facem în schimb, pentru că aici mai avem două goluri și o să căutăm o soluție, un roll-up, și care se poate aplica direct pe lemn și cred eu că o să arate destul de bine și o să rezolve problema umbrei după ora 5. Pentru că acum e undeva la ora 5 și puteți să vedeți că deja golurile pe care le avem intră destul de multă umbră și atunci asta e o problemă, pentru că pe masă deja e umbră. În jur de ora 7 nu mai e umbră deloc aici, în partea asta unde nu este nimic. Și atunci o să punem aici o perdeluță frumos care se trage manuală, nu ne complicăm, și o să rezolvăm și această problemă. Da, hai să facem o bălăceală acum. Vă mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem mâine. La revedere!